Bună ziua și bine v-am găsit! Iată, am zis să vă mai prezint câte ceva. În toată stupina mea am decis ca două colonii să rămână intacte. Adică, cum s-au dezvoltat ele, așa vor rămâne. Și ce am făcut eu? Iată, aceasta este o colonie pe care n-am atins-o. Se vede cam doar pentru informație, matca care am primit-o în 2016 de la domnul Eduard Rotaru este aici și anul acesta va fi schimbat. Eu am ținut-o pentru a-mi multiplica stupina de a-mi înmulți coloniile de albine din această genă din matca respectivă. Ea primește uleiuri esențiale, ca de fapt toată stupina mea primește acest tip de uleiuri. Și o în felul următor, își face coronițe, pontează cât de cât, încă ține, dar se observă că deja matca scapă în celulă de albine câte un ou nefecundat. Aceste ouă nefecundate îmi arată că matca este la sfârșitul carierei. De aici putem să ne dăm seama că matca ar trebui înlocuită. Ce voi face eu? Este că familia este mare, n-a intrat în frigurile roitului, și vom aduce o matcă tânără la dânsă. Iar ea va fi înlocuită, dar nu acum, ci în toamnă. Până atunci o las să văd cum va proceda această matcă. Încă ouă, o să vă arăt, ouă foarte bine, dar printre acele ouă se găsește și uite, un ou nefecundat. Ou nefecundat, vreau să vă arăt, arată așa, după căpăcire, acea celulă, aici, se vede, este ridicat. Eu sper să o duc încă, măcar o lună jumate sper să mai duc această matcă. Îmi pare rău pentru ea, că trebuie înlocuită. Cu ea am început din nou să am albinuțe, adică cu ea am pornit. Și așa mergem înainte. Iată, ouă așa, nu este nicio problemă, depune ouă, în anumite locuri ouă mai bine, într anumite locuri mai scapă câte un trântore, dar sigur n-ar mai trece de iarnă. Deci asta am vrut să vă arăt la această colonie. Cam, dacă nu schimbăm anual măcilii, eu n-am schimbat anual până acum, fiindcă am avut, câți am avut? Am avut vreo 5 colonii luate în acel an. Am intrat în iarnă cu 11 și n-am vrut să schimb așa măcilii, era destul de greu. Și nu, eu nu sunt un cumpărător de regină. Iată, pe fiecare ramă are puiet căpăcit, puiet larvar. Și matca este aici. Ea, așa după cum se mișcă, nu are probleme.
în colțul din dreapta sus se vede matca. Acum coboară în jos. Iată așa arată ea. Și, da, din păcate, are, să zic eu, 2016, probabil este o matcă din 2015. Vă dați seama că deja este în al patrulea. E o matcă bătrânioară, bătrânică. Ea a ținut astfel colonia așa. Așa pentru ea, dacă chiar vroiam, am cules polen, a cules foarte bine polen. A dat polen chiar suficient. Și ouă, o hrană mai puțină. Puiet la arvar, așa. Merge înainte. Bun. Deci ce am vrut să vă arăt aici, cam cum arată o matcă când se epuizează. Voi vedea când iau decizia să o schimb. Ori o să iau mai repede. Am chiar lângă ea un roișor cu care aș putea să fac înlocuirea. Să nu mai stea așa mult. Să nu mai stea așa mult cu această matcă, colonia respectivă. Dacă îi punem o matcă tânără de anul acesta, sunt sigur că o să înainteze bine. Ce să zic, mai așa ca om, mai sunt și sentimentalist un pic, da? El fiind primul stup care a intrat în ograda mea după ce am pierdut toată stupina, am zis să o țin până la limită. Și a ajuns și timpul ăsta în care e limită. De fapt, așa se întâmplă cu toate în lumea asta. Totul până la o limită. Bun. Până la următorul film, numai bine!